Suntem pe 15 mai 2024 și aseară am dat larve la crescut, starterul are cam 10 zile de când este format și să văd în ce măsură a luat în creștere larvele, fiindcă am folosit și o amorsă pe bază de lăptișor de matcă. Bocile de salvare, le-am distrus toate. Și acum tot ce fac este să verific floarea în creștere a bocilor, iată ce de albinuțe sunt. O să schimb unghiul, că bocilii se văd în partea cealaltă. Ia, să schimbăm un pic. Aici. E o vreme cam răcoroasă, dar până e soare și albina zboară, nu e nicio problemă. Ia, să văd ce treabă am făcut. Mai bine zic, ce treabă au făcut albinele. N-arată rău. Asta e, aici sunt 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nouă, 10, 11, 12, 13. Oho, altă treabă cu amorsarea celulelor cu lăptișor de matcă. Cu totul și cu totul altă treabă. Așa. Să vedem și al doilea. A doua ramă, deci acolo am 13. Super! Super, super! Dar trebuie, uite, trebuie 10 zile până se activează bine starterul, să nu aibă larve, să nu aibă larve din ce să-și tragă el boci. Să vedem și aici. Am dat multe, am dat, fiindcă e puternic starterul. Aici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, asta s-ar putea, 10, 11, 12, perfect. Deci sunt 25 de larve. Tot ce rămâne de făcut e să-l bagi într-un finisor. Deci am de luat în considerare 25 de boci. E perfect. Na, mai bine de atât nici că se putea. Totuși e luat în creștere cam 70% din potențial. Perfect. Este exact ceea ce vroiam. O să fac 16 nuclei. Acum mă tot gândesc cum să procedez. Starterul are 10 zile. După ce iau, după 5 zile, sunt căpăcite bocile, pot face nuclei și să mai dau încă un rând. O să mai dau încă un rând la crescut. Da, foarte, foarte bine. Acum trebuie să vin la vecinul lui. Aici am pus la crescut
sunt formate două roiuri cu boci B24Y. Tot ce rămâne de făcut este că trebuie să las o singură botcă. Voi lăsa o singură botcă. Fiindcă dacă lași mai multe boci, s-ar putea să roiască. Și n-am chef să roiască. Iată ce roiuri o să fie astea. De niște roiuri babană. Și acum mai las doar o botcă. Am nevoie și de aceste măci care sunt Y, fiindcă ar veni a doua linie de beca. Prima linie ar fi cele X, iar a doua linie vor fi Y și se vor completa una pe cealaltă, fiindcă ca să crești rezistența albinei, e bine totuși să ai mai multe linii de regine în acea stupină. Și acum verific bocile care o să îi le las. Prefer o botcă pe genul acesta. Iată ce botcă mare, aceea prefer să o las. Așa. Și aici mai sunt câteva boci. E singura ramă pe care se găsesc boci. Distrugem tot. Și o lăsăm doar pe aceea de acolo. Nu las două. Perfect. Cea mai mare botcă posibilă eu las. Aceste boci au fost crescute în colonia în care am crescut regina și s-a declanșat creșterea de boci. Sunt frumoase, dar îi las doar una, mai ales că acum mi-a luat în creștere acolo foarte multe, n-are rost să mă mai întind cu acest tip de regine. Și astea sunt foarte bune, dar totuși cealaltă e și mai bună. Și se vor ameliora una pe cealaltă. Cum ar veni. Bun. Foarte bine. Avem o botcă. Am așteptat să văd câte boci mi-am în creștere ca să știu cum să procedez aici. Dacă nu-mi lua foarte multe în creștere, atunci din bocile acestea mai utilizam din ele.
Dar așa că a luat, nu mai este nevoie. Și acum pot sta liniștit că așa, pot să stau liniștit că are o botcă și tot ce urmăresc este să eclozeze, durează 5-6 zile până eclozează, o săptămână și încă o săptămână probabil sau chiar un pic mai mult până la împerechere. Bun, aici nu mai am ce să fac, aceasta este gata. Tot ce rămâne de făcut este să fac același lucru și la vecinul lui, fiindcă sunt două astfel de regină. Așa. Și aici aceeași treabă. Sunt mai multe boci. Asta, pe a doua ramă, sunt acele boci. Și voi selecta una singură din ele. Pe partea aceasta nu este, dar știu că e partea opusă. Acestea puteau fi utilizate. Iată ce mari sunt. Sunt doar 4. E rău că ce mil așa să le strici. Aș fi făcut un roi din ele. Și ce fac, le mai las o zi și verific câteva colonii mai mari, iar dacă au intrat careva în friguri, vin și voi forma un roi cu aceste boci. E păcat, sunt foarte frumoase. Și sunt declanșate în acea metodă de schimb liniștit, știți? Să zicem, sunt destul de mari, frumoase și s-ar putea utiliza. Bine, acum tot ce rămâne de făcut este să mă duc eu mai departe să verific colonii, poate mai găsesc vreuna în frigurile roitului. Dacă nu, voi sacrifica boțile respective. Știu că nu se pot lăsa mai multe de una, fiindcă o roi, chiar ieri am pățit că a roit unul pe 5 rame. N-am găsit eu matca, n-am căutat-o suficient și a roit. Bun, acum mă duc să văd dacă găsesc vreunul în friguri, să formez 2 roiuri cu acele boci, să am mai multe regine de B24. Y. Până data viitoare, numai bine!